Bun venit la un nou curs de creație cu Băbuța Creativă! Vă face astăzi pizza! Nu este pizza adevărată, dar este o pizza ca de jucărie, așa să ne jucăm cu ea și să ne gândim cum am putea să facem o pizza adevărată. Bun, dați subscribe, apăsați pe clopoțel și o să primiți în fiecare sâmbătă câte un nou tutorial. Bun, hai să vedem ce materiale vom avea nevoie. O riglă sau un echier, un bețișor de urechi, culori albe și roșu, lână galbenă și melană albă, puteți să luați de la o pernă, două rotunduri maro mai mari, două rotunduri negre mai mici, o ciupercuță din carton duplex, o forfecuță, un perforator pentru făcut găuri, izopren roșu și verde, burețel pentru pictat, din carton duplex felia de pizza, și o farfurie. Bun. Haideți să începem. Avem felia de pizza. Va trebui să o îndoim noi bine pe margine ca să creăm grosimea feliei. Bun. Acum va trebui să o pictăm. Exact cum, după cum se face pizza, o să punem mai întâi peste a luat sosul roșu, care este făcut din roșii pasate. În cazul nostru, o să pictăm cu culoarea roșie. Cu ajutorul unui burețel, o să întindem bine culoarea. Pe margine o să lăsăm liber partea de sus și întindem bine cu roșu. Nu trebuie neapărat să fie plin de roșu. Așa, doar pe alocuri. Bun. Perfect până aici. Acum o să punem lipici. Și vom pune lână și melană peste tot. În partea de sus o să punem melană albă într-un strat așa mai gros ca să creeze grosimea aluatului. Și o să fie și pe post de mozzarella. Partea de jos punem mai puțin, așa, doar pe alocuri, pentru că o să mai punem dintre ea și bucățile galbene, de lână galbenă, ca să creăm această impresie că deja s-a copt și am scos de la coptor, să arate delicios. Bun. Lipim bine peste tot. Ia uite, deja începe să arate ca o pizza adevărată. Yummy, yummy. Bun, mai departe o să lipim ochișorii, ca să fie mai drăguță, salamura transformat în ochișori. Deci cartonul acesta maro o să fie două felii de salam. Da. Ciupercuța o să fie din carton duplex, un năsuc. Și ca să fie salamul complet, trebuie să-i punem noi acolo niște puncte de grăsime, pe care o să le pictăm cu un bețișor de urechi. Așa. Mai mult pe margine, pentru că pe mijloc o să punem altceva. Bun. Și acum ar trebui să lipim pe mijloc niște măslinuțe. Facem gaură în mijloc, acolo unde a fost sâmburelul. Așa. Puteți să faceți și cu un perforator normal. Așa. Lipim ochișorii. Ia uitați ce drăguță e. Și acum gurița și sprincenele, care vor fi din ardei verde și ardei roșu, adică în cazul nostru izopren. O să lipim mai întâi sprincenele din izopren verde. Și după aceea gurița pe care o să punem să zâmbească, da? Tot din ardei. Super! Ia uitați cât de drăguțe. Copiii s-au amuzat foarte tare, le-au băgat și la cuptor și după aceea au gustat să vadă ce gust are pizza noastră. Ia uitați ce drăguțe e. Uitați, dacă v-a plăcut creația, să împărtășiți și cu alții acestei creații